Credeam că o să pot să mă duc cu părul spălat de ieri, dar pe când s-a început să fac păr, mi-am dat seama că e foarte murdar. Update. Am început un make-up foarte interesant. Nu m-am făcut pe față de arăt așa ca o proastă. Și acum încerc să-mi pun gene false. Prima oară când îmi pun mie, am pus-o la alții și un proces foarte ciudat. Anda, poți să-ți iau ceva de parte? Ia ce vrea tu, ce vrea tu. Ce vrea tu? Ce vrea inima ta? Ia ce vrea. Ești plată, ești... Sunt plată, sunt fără culoare pe față. Exact. Bun, nu știu ce ziceți voi, eu zic să așa portocaliu. Hai să vedem, Kylie Cosmetics sau Naked? Că Ada le are pe toate aici. Eu aleg Kylie, îmi place foarte mult de aia, că e un pic colorat. Gen e maro, dar e maro colorat, asta îl face frumos. Diferența gene, fără gene. Mică diferență, foarte mică. O să mă moare mireasa aia. Nu văd nimic! Unde sunt genele? Draga mea, genele sunt la gara. Sunt naturale, zic. Exact. Hai să vă arăt pe Angelina cum se stresează în timp ce o mănânc. Nu e ușor să-ți faci tuș. Dar este un întreg proces. Mă iertă, mă mișca. Eu iartă-mă, iartă-mă. De aici să vezi. Mare lucru. Tuș, ulala. Nu știu dacă și voi sunteți la fel, dar eu 2 săptămâni pe lună nu aș mânca nimic. Păi nimic. De-abia beau un pic de apă. Și 2 săptămâni îmi vine să mănânc non-stop. Și acum sunt săptămânile aia sau săptămânile alea în care mănânc. Tocmai ce am mâncat 2 sarmale. Și zic că mi-au apărut toate acoșuri dacă mănânc în fiecare zi așa ceva. Toată lumea acum o mențin. Uite așa mă mențin cu fineti și banane. Ce să faci? Asta e viața. De femeie. Nu e ușor. Nu ne înțelege nimeni. Suntem gata de plecare și ne gândim acum la un loc de poze și nu știm. Acesta este look-ul nostru final. Hai, Adelina, să ne vedem aici amândouă. So this is us. Come closer. Stai că ne potrivim. Da. Ce fain e becul ăla. Am un bec foarte drăguț. Dați-o pe gagi, gagi. Vă place eyelinerul? Vă uitați, vă rog frumos. Stai să stai 10 lumina. Minute pe eyeliner. Exact, nici n-ai stat 10 ore. Stai să punem așa close-up. Focusul. Focus, adică. Nice. Ești perfectă. Suntem în taxi, sau mai bine zis un fel de Uber. Taxify. Gata de UAD, gala. Ce faci tu? De ce rușinoasă ai de lină cu cerzan? Așa îmi place numele tău întreg. Serios? Ai nume de vedetă. Prima oară când mă duc la această gală. Suntem curioase, o să fim acolo în primul rând. Ca să avem o viziune cât mai bună. Din cauza că am întârziat, nu mai putem sta pe locurile noastre VIP. VIP access și noi stăm aici. Mă fac că mi-am definez cu ele și văd cum mă bag eu pe scaun. Deja te-ai îmbătat?
Da. Suntem la party și nu știu cât stăm, nu prea mult. A fost frumos la eveniment, la prezentare, să nu zic eveniment. Sunt foarte entuziasmată de tinerii designeri din România, sunt extrem de talentați. Eu chiar urmăresc multe show-uri de la Paris, de la New York. Și pot zice că românii noștri it's really good. Ei doi vorbesc spre mine acum, nu știu, se gândesc oare ce cu nebuna asta. Dar e ok. Ce nu ți-a plăcut în seara asta? Vecinul tău? Că nu am defilat. Oh. Ea de obicei defilează. Niciodată nu merge la prezentări și se uite la modele, adică tot timpul comenta, uai cum umblă aia, doamne fer cum umblă aia, în sfârșit una care umblă. Uite așa de... Bine, mă, serios, la ora asta mă primesc. Exact. Uite, am primit prăjituri foarte bune. Te-am filmat, am zis iubita mea. A, da, filmează-mă acum. Vezi că te-am filmat, astăzi te-am editat și o să fii pe YouTube și o să fii faimoasă. O să fii faimoasă pe YouTube? Imediat. Încerc aici toate dulciurile astea. Prima care am încercat a fost un mini pie. Acum e ceva roz. Mmm, ce bun e și ăsta. M-am și murdărit deja. Ia ce bun e. La acest fashion show, Adelina a comentat de toată lumea: vai, asta umblă prea prost, prea nu știu cum. Adelina, trebuie să ne arăți cum e un walking adevărat, cum e un fashion walk adevărat. Eu neapărat sunt critică, doar că nu-mi place când văd că modelele merg așa. Bă, exact, zici că se căcau pe ele unele. No, bun, stai acolo, tu trebuie să ne arăți. Prezintă ținuta. Hai. Dar tu unde te crezi la Victoria's Secret? Mereu mi-am dorit. Oh. A, da, trebuie să prezint acum, ea nu a făcut modeling, dar să vedem cum se descurcă. Vrea să fie veritabilă. Am dat din șale. Da. Vai, doamne. A fost fain în seara asta. Am câteva greșeli de exprimare, câteva mai multe. Adelina. De ce ești foarte fericită? Pentru că Alina Ciușan tocmai mi-a lăudat ultimul shooting care l-am avut pentru Ingrid Teodosiu. Sau Teodosiu. Da, au spus că e superbă și că vrea să aibă noul model de la Infuse și... E fericită. Eu zic fericită că... și m-a lăudat și a zis că pozez super bine și că și chiar m-a încurajat să fac chestia asta în continuare cu vlogul și cu vlogul și mă rog mai mult cu vlogul și cu photoshooting-urile și abia aștept să fac mult mai mult. Acum că așa că vara. Voi o să o încurajați să facă și vlogging mai mult? Când am filmat cu ea, au zis că eu n-aș putea vorbi la o cameră așa pe stradă să trec oamenii pe lângă mine. Uitați cum a vorbit, ai vorbit perfect, fără nicio... Dar știi de ce? Pentru că nu și mi-a așa un vibe Alina și așa heavy să acum nici nu-mi pasă de lumea care trece pe lângă mine. De pur și simplu adus vibe-a ta de happy și de pozitiv și chiar m-a motivat, adică I don't care. Mergem în Parcul Mare și aici cred că se va încheia seara, nu cred că mai aveți nevoie de noi, dar vom mai face vloguri împreună. Și să urmăriți... Ne-am dat seama că ne iese chiar foarte bine dacă... Da. Și să urmăriți pe Adelina, da? Ai dat subscribe nu neapărat, ca să încurajați. Și follow pe Instagram. Și follow pe Instagram, dar și subscribe ca să încurajați să-și facă mai multe vloguri. O să-i pun linkul în descriere și de la Instagram și de la YouTube ca să vedem, chiar vedem oamenii unde o să-ți dea follow sau unde o să-ți dea subscribe. Inimioară. Bun. Inimioară. Încurajați-o pe fata asta să facă mai multe vloguri. Hai să vedem câte comentarii strângem pentru Adelina. Nu știu de ce beau acolo, deoarece în 3 ore jumate mă duc să machiez o mireasă. Adică la 3 jumate noaptea eu merg să machiez o mireasă. Iar eu o să dorm frumos. Ce drăguț din partea ta. Ne vorbim calendar vial. Doamne ajută. Doamne ajută la cât mai mulți followers. Deci pentru noi orice follow pe Instagram e o încurajare. Ne susțineți, fiindcă e o susținere. Vreau să văd și eu chestia asta, eu pun pariu cu Ada, vreau să pun și pe bani. Ca eu zic că nu o să ajung, i-am zis că o să ajung, îi dau 10 lei dacă o să ajung. Dacă, oh, mă, leu 10 lei, draga mea. Bine, vă pup și vă las și vă pup și vă las că ajungem și noi parcă mai. Și vă pupăm și vă lăsăm și vă pupăm și vă lăsăm. Am ajuns acasă în sfârșit, este ora 1 și pregătesc bagajul pentru make-up. M-a făcut și make-up artistă.
de o perioadă. Am făcut cursurile de make-up acum 3 ani de zile și îmi place să machiez, dar nu prea am profesat. Și nu mai pot de somn, nu am niciun chef, nu știu ce chef să machiez, dar să fie fain, sper. Să iasă ceva drăguț. Sper. Vă salut și să aveți o noapte bună și sper că v-a plăcut vlogul meu.